Aici este arțarul. Un exemplar sau paltul, arțarul sau paltul. Are și forma asta de frunze. Frunzele. Frunzele este așa. Un exemplu compact este de frumos. Tratează buta, afecțiuni, arțarul. Din punct de vedere medical, un copac din punct de vedere medical. Afecțiuni tratează de asemenea aplicate extern sau intern. Bută, inflamații articulare, începături de insecte, reumatism. Fructele, frunzele proaspete de arțar se pun pe locurile dureroase sub formă de comprese și se ține până la trecerea durerii. Fructele au aripi. Fierte în apă, se folosesc contra dizenteriei, diariei sau se folosește de copturi foartei sau chiar plămădită în rachiu. Deci fructul la arțar. Arțarul este un exemplar destul de frumos. Aici scoarța. De asemenea, este cunoscută seva, care poate oferi ingredient la multe preparate, ca suc, gem, dulceaț. Fructele luptă împotriva diareei și durerilor astringente. Scoarța, trebuițată special împotriva diareei și un bun cicatrizant folosită pentru uz extern în cadrul celor care suferă de hemoragii. Câte minunate proprietăți are acest copac. Deci, fructele de arțar, frunzele și scoarța, care se încredințează de la arsa sau paltin.